Locuitorii municipiului Bălț vor plăti mai mult pentru o călătorie cu troleibuzul. Consilierii municipali au decis printr-un vot secret majorarea tarifului de la 4 lei la 6 lei, începând cu 1 ianuarie 2025. Această decizie a stârnit reacții negative în rândul bălțenilor. Foarte rău. De ce? Tata că noi circulăm permanent și salariile sunt mici. Ну, многие есть, которые даже 4 лей, 5 даже уже с одним леем все равно считают, что много. Тайна? Да. У нас в Молдавии, естественно, все тайно делается. Propunerea de a vota în secret a venit din partea consilierului municipal Victor Rusu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. El susține că astfel a dorit să evite influențele politice asupra colegilor săi. Am decis ca să fie un vot închis, ca să nu aibă greutatea ideii politice și a partidului politic din spate, ca oamenii să-și exprime părerea lor în mod secret. Asta a fost unicul motiv din care eu am decis să iau această decizie. Cu 16 voturi pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri, Consiliul Municipal Bălți a aprobat și majorarea prețului abonamentelor de transport public. Am решили сделать тайное голосование. Для того, чтобы никто не мог обвинить, кто за это проголосовал. Această decizie de vot secret a camuflat inițiativa echipei primarului de a majora tarifele la transport și, în plus, probabil, pe de altă parte, având în vedere faptul că primarul permanent îi învinuiește pe consilieri că au adoptat niște decizii, aceasta și a fost soluția. Noul tarif pentru persoane fizice și juridice va fi de 300 de lei față de 200 de lei anterior. Abonamentele pentru elevii din învățământul secundar general vor costa acum 120 de lei, comparativ cu 80 de lei înainte. De asemenea, abonamentele lunare pentru elevii colegiilor, școlilor profesionale și studenții universităților vor fi majorate de la 120 de lei la 180 de lei. Ultima majorare a fost pe 1 octombrie anul trecut.